Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța au desfășurat două acțiuni de prindere în flagrant delict în municipiile Constanța și Megidia. Oamenii legii au ridicat în urma perchezițiilor 48,4 grame de substanță vegetală, peste 150 de pliculețe cu substanță vegetală, 8 telefoane mobile peste 270 de cutii cu petarde și 196 de petarde deținute fără drept, precum și 21.850 de lei plus 500 de euro. De asemenea, au fost puse în executare 9 mandate de aducere. Procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a 8 persoane și măsura controlului judiciar față de o femeie. Persoanele au fost prezentate instanței de judecată. Tribunalul Constanța a decis arestarea preventivă a șapte persoane și plasarea sub control judiciar a celei de-opta. Perchezițiile au avut loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.